Aici avem un ulei care arată puțin cam diferit sau cam ciudat. Păi, sunt mai multe motive. Am primit produsul ăsta pentru test și se poate vedea că la bidonul de 1 litru are genul ăsta de desfăcut la capac, cum ar avea ălea de 5. Așa ceva nu prea vezi oriunde. Deci ăsta se trage de aici și de aici. Și cum trag în sus. Iată, bag aici degetul și doar cu vârful degetului mic să-l pot apuca de aici să-l desfac. L-am desfăcut. Cam ciudățel l-a desfăcut. Dar numele lui este Rectol, dar nu este o firmă deloc nouă. Are vechime foarte mare. 1892. 530. Are de la 504, 507, 502, 505, 501, 503, 501. Chrysler, Ford, Porsche. Mercedes-Benz, BMW, Long Life 04. Site-ul lui e aici jos, ăsta Nemțescu. Codul pe bidon, dar eticheta asta parcă zici că e tăiată. Dar ea așa e făcută. Uite aici cum e. Made in Germany și îl rotim. Aici așa arată. Aici așa arată. Sus, gradație. Dar nu scrie cât. Arată doar liniște, dar nu scrie cât. Așa ceva n-am prea găsit la diverse branduri. Ce mai scrie aici? Intact molibden. Conține molibden. Please shake. Sau bitte schütten. Schütten. Să agit bidonul înainte de a-l folosi. Iau ceva acum să vărsăm ceva, să vezi ce culoare are. Uite, găsi capacul ăsta. Hai să vărsăm în asta. Să poate vedea ce culoare are. După cum se vede aici, nu prea dă niciun semn de molibden. Molibden nu are altă culoare. Molibdenul de obicei e negru. Nu nici măcar cenușiu. Iar aici nicio urmă. Poate avea doar scramă. Poate avea doar 0,0 nu știu cât la sută. Dar clar nu are în compoziție mare. La deget aici simte ceva. Cât de performant sau cum este, îl vom vedea. Cum se comportă, îl vom vedea în comparație cu alte produse germane sau non-germane. Avem două uleiuri. Rectolul 530 versus acest model de Ravenol. Asta este diferența între ele. Ravenol versus Rectol. Uite cum arată. Aici la fel. Dar acum o să le vărsăm. Luăm prima dată pe acest Ravenol. Punem asta aici.
rămas. Iar acum luăm pe celălalt, pe rectal. Și punem aici, care devărsăm. Rectol și Ravenol. Cum arată. Iar la sticle ne mai uităm o dată. Afumate ambele. Uitați-vă cât de afumată. Dar mult mai afumată e asta de Ravenol. Ia uite. Asta e Ravenolul. Iar aici Rectolul. Și asta e afumată. Da, e ceva mai curat față de asta. Acum înțelegi diferența de ce aici a obținut rezultate mai proaste decât aici. Și ăsta nu a fost o probă de încălzire extremă, comparativ cu alte produse și alte clipuri cu diverse uleiuri. Rectolul este o firmă ce are o vechime mult mai mare decât Ravenol. Rezultatele lui sunt ceva mai bune decât acest Ravenol, însă nu reușesc cu adevărat să mă impresioneze sau să mă dea pe spate versus alte produse pe care le-am probat sau le-am testat. Este puțin mai bună decât Ravenolul, există și mai bune decât aceste produse, bineînțeles. Am dat exemplu și în alte clipuri, dar asta era o curiozitate să vedem o marcă necunoscută în România cum se comportă versus una cunoscută datorită reclamelor, mai mult decât datorită calității. O altă diferență între cele două mărci este că Rectolul este o marcă independentă, pe când Ravenolul este produs de un grup de firme germane ce mai produc și alte uleiuri. Cine știe puțină germană sau engleză și caută cu adevărat să facă săpături, să caute bine, va vedea că există un producător german ce produce pentru Ravenol, dar și pentru alți producători. Pe mine m-a surprins la Rectol felul lor de ambalare la bidon. Mi se pare ceva mai complicat sau mai ciudat de desfăcut bidoanele lor. Ai văzut că are un fel de gât, de ștuț, în care tragi, are o clapetă și se desface aproape cum ai desface bidonul de 5 litri. O altă chestie ce m-a surprins la Rectol este că ei scriu că poate conține sau conține molibden, dar în probele de încălzire nu relevă sau nu rezultă deloc acest fapt, pentru că culoarea produsului ar fi schimbată dacă ar conține molibden sau ar conține în cantități mari. El poate să conține, dar în cantități foarte mici, extrem de mici. Pentru că dacă ar fi conținut în cantități mai mari, atunci ar fi influențat și culoarea uleiului și performanța lui la test. Cu alte cuvinte, nu zic nici că conține, nici că nu conține, dar dacă conține, este o doză extrem de mică, nesemnificativă, practic nici nu contează dacă are sau nu are. Cine știe aceste clipuri de pe canal sau s-a uitat la mai multe, a văzut că sunt 100% independent și nu am treabă, nu am legătură cu nicio marcă să fac reclamă la vreuna. Dar părerea mea este că nu merită
Să te arunci, să alegi ceva la care nu ești 100% sigur. Să dovedește încă o dată că o marcă care este mai puțin cunoscută și nu prea are reclame, poate să aibă rezultate mai bune decât o marcă super populară sau super cunoscută datorită expunerii online cu reclame, ce sunt plătite de diverse site-uri, aplicații, rețele sociale și așa mai departe. De exemplu, în anul 2024, Rectolul și-a modificat și-a mai schimbat la site, pentru că eu știu site-ul lor dinainte de 2024 și acolo scriau că erau colaboratori cu diverse firme. Însă, acum, în 2024, cred că au rămas independenți sau nu mai scriu despre alte firme pentru a nu deruta oamenii și clienții. Dintre toate chestiile, cel mai ciudat lucru la marca asta Rectol, nu-mi pare numele, că în germană Rectol nu are nicio relevanță sau asemănare cu cuvântul în română, de la ce vine sau a ce seamănă, dar este faptul că au decis să producă pentru mașini clasice la bidon metalic, dar pentru mașinile moderne la bidon de plastic. Această strategie, de exemplu, o are și altă marcă germană, Wagner Oil, sau Classic Oil, cum au ei site-ul, au două site-uri. Ăia tot așa fac. Pentru clasice, care au mașini bune, scumpe, că de obicei nu țin mașini clasice foarte vechi, niște păduchioase, niște mașini foarte ieftine. Cine mai ține mașini foarte vechi sau clasice, de obicei sunt modele ce costă foarte mult, mai mult decât unele noi. Și pentru alea clasice, la fel ca Wagner Oil, și Rectolul le are la bidon metalic, dar la moderne, bidon de plastic. Păi, ori suntem șmecheri, ori nu mai suntem. Pentru că mi se pare ceva aiurea să ai genul ăsta de diferențiere când este aceeași marcă. Părerea mea este că ar trebui să aibă bidon metalic la moderne precum la clasice și atunci poate calitatea ar fi ceva mai bună. Sincer, eu nu aș accepta genul ăsta de situație să-mi dai bidon de plastic la modern și bidon de metal la clasică. Ori îmi dai bidon de plastic la toate, ori bidon de metal la toate.